Eram într-o zi la fereastră, strada departe vuia. Stam obosit, dus pe gânduri, dar nici nu știu ce gândeam. Parcă era frig afară, norii pe cer alergau. Nu știu, era zi cu soare sau norii ploaie cerneau. Pe-ntr-un trecea fetiță, cine era habar n-am, dar știu că avea o bentiță de-un roșu ca de mărgean. Dar știu că avea o bentiță de-un roșu ca de mărgean. În clipa aceea totul mi s-a luminat și te-am văzut doar pe tine, tu cum erai altădat. Strada tăcuse deodată, timpul stătea încremenit. Tu te-ndreptai înspre mine, nu știu cum ai răsărit. Repede au revenit și amintirile toate deodată m-au năvălit. Și amintirile toate deodată m-au năvălit. Mereu de-atunci la fereastră, bentița o tot aștept. Ea vine odată cu fata ce aduce soarele-n piept. Ea vine odată cu fata ce aduce soarele-n piept. Dragi prieteni, bună seara și bine v-am regăsit. La mulți ani, înainte de toate, tuturor îndrăgostiților. Suntem la o ediție specială a emisiunii noastre Rămășac pe Folclor. În această seară ne întâlnim cu tinerii interpreți care ne aduc muzică populară, muzică ușoară. Ne întâlnim în partea a doua a emisiunii noastre cu o mare artistă a cântecului popular. Așa că rămâneți alături de noi pentru că aveți ce vedea aici la Etno TV la Rămășac pe Folclor. Prietenul nostru drag Aurel Moga s-a întors de curând de la Madrid pentru că acolo a avut un spectacol extraordinar de frumos. Avem imagini de acolo, colegii mei sunt pregătiți cu aceste imagini pentru că vreau să le arătăm celor de acasă ce ai făcut tu și cum te-ai simțit tu bine în Madrid, acolo la Sorin, la prietenul nostru. Bună seara! Bună seara în primul rând, mulțumesc frumos pentru invitație, întotdeauna mă onorează. Vreau să spun că de câțiva ani buni fac parte din caravana lui Axinte, condusă bineînțeles de Florin Petrescu, Ion Petrescu alias Axinte de la Vacanța Mare, și așa, prin intermediul caravanii lui Axinte, l-am cunoscut pe cel mai iubit român din Spania, Sorin Mușa, care este organizatorul celor mai frumoase spectacole în toată Spania. Da, un organizator extraordinar. Acum am să-i rog pe colegii mei să facă două fereastre ca să avem și imagini de acolo, să vadă cei de acasă că ai fost între oameni buni, că ai avut acolo un spectacol extraordinar și te-ai simțit nemaipomenit în mijlocul oamenilor. Aseară am venit din Spania, am cântat un microturneu în Burgos și în Madrid. Și am ajuns la concluzia că românul, într-adevăr, știe să distreze, să petreacă, ca întotdeauna.
Deci un spectacol foarte frumos și... Am înțeles că de astăzi s-a renunțat la mască acolo. Da, exact. Dar nu... De astăzi masca a rămas în spate. Gata. Și la noi ce știi? Ce aia se întâmplă și la noi? Să știi că... Nu mint, dar am înțeles că prin luna mai, deja și la noi, și în toată Europa... Eu am auzit că din martie, tu din mai, uite, mă sperii! Da. Doamne, ajută să fie, scăpăm, uite, colegii mei din regie, în special domnul inginer de sunet, Dan Burcă, că el este la zi acolo cu toate știrile și cu tot ce se întâmplă în țara noastră, îmi spune că din 15 martie vom scăpa și noi de mască. Doamne, ajută! Da, deci caravana lui Axinte și-a propus în această primăvară să cucerească Europa prin cântec. Foarte bine că și-a propus acest lucru, să știi că primești multe felicitări, multe aprecieri și de la... Mulțumesc. Denisa Leho, colega noastră minunată, producătorul acestei emisiuni, te prețuiești. Sănătate multă, mult. Denisa. Sănătate. Că toți avem nevoie de sănătate. Sănătate pentru Denisa Leho. Iar acum vreau să ne mai dăruiești un cântec, pentru deci că... am început cu melodia care m-a consacrat în muzica ușoară românească, Fata Morgana. A făcut parte din coloana muzicală a filmului Fata Morgana. Și nu pot să închei, pentru că și tu ai spus, astăzi este ziua dragostei internaționale ca noastră a românilor. Va fi pe 24 februarie. Dragobetele nostru petrece, și poate voi fi alături de tine și cu dragă te așteptăm, da? Dar până și atunci te rog să ne mai... cu o melodie intitulată frumos, Iubește-mă, muzica și versurile Raul, și o dedic tuturor telespectatorilor care sunt în această seară alături de noi. Uite, Iubește-mă! Piesa asta o dedică și Liviu Ghimet, colegul meu, pentru superba lui soție. I-a luat un cadou astăzi soției lui, pentru că este ziua îndrăgostiților, și să știi frumos. Că așa trebuie să facă orice bărbat, și să meargă acasă. Acolo ceva, o dedicație pentru o mămică. Păi da, asta vreau să zic acum. Înțeles. Pentru, uite, pentru mama Corneliei Duță, pentru doamna Gherghina, pentru că astăzi mama Corneliei Duță, doamna Gherghina, împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani din partea fiicei, și aveți și un mesaj din partea Corneliei Duță. Să trăiești, mama mea dragă, pentru sufletul meu ești o rază de soare și de lumină. La mulți ani și din partea noastră, stimată doamnă, iar acum ne cântă Aurel Moga. De tine mă duce parfumul din urma ta. Tu mă seduci și mă duci doar în gândul ce-l vei avea. Ochii tăi văd și se aprind când mă apropii de tine. Vreau să mă ai, să te am mereu lângă mine. Iubește-mă, dorește-mă, adoră-mă și fii numai a mea. Ascultă-mă, primește-mă, sărută-mă, eu vreau iubirea ta. Și-n zile și nopți mă arunc în brațele tale. Adun fericirea, te rog, în viața mea. Pare că trece mult prea ușor. În orice minut fără tine îmi este atât de dor. Ochii tăi văd și se aprind când mă apropii de tine. Vreau să mă ai, să te am mereu lângă mine. Iubește-mă, dorește-mă, adoră-mă
și fi numai a mea. Ascultă-mă, primește-mă, sărută-mă, eu vreau iubirea ta. Și-n zile și nopți mă arunc în brațele tale. Adu-mi fericirea, te rog, în viața mea. Iubește-mă, dorește-mă, adoră-mă și fii numai a mea. Ascultă-mă, primește-mă, sărută-mă, eu vreau iubirea ta. Și-n zile și nopți mă arunc în brațele tale. Adu-mi fericirea, te rog, în viața mea. Mulțumim frumos, Aurel Mogaz, dorim numai bine, te mai așteptăm și altă dată cu mare drag. Știu că trebuie să ajungi la un eveniment important pentru tine. Mulțumesc frumos pentru invitație și cu mare plăcere, de câte ori aveți nevoie. Cu drag, cu drag. Așteptăm. Îți mulțumim încă o dată.